Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Răzvan, pentru cei care nu mă cunosc, și astăzi mă aflu în București la Expoziția Națională de Păsări și Iepuri a României, printre care sunt și păsări de colivie și chiar și reptile. Alex a venit cu ceva reptile și încă doi prieteni de-ai lui, unul cu pești beta și altcineva a venit cu niște șupârle. Cam așa arată de sus. Suntem la Romexpo în București. O să fac un videoclip, de fapt mai multe videoclipuri, că n-am cum să cuprind toată nebunia asta de aici. La porumbei cel puțin, în stânga sunt porumbei, în dreapta sunt păsări și iepuri. Acolo o să stau un pic mai amănunțit, dar la porumbei o să trec mai fugitiv, pentru că e foarte, foarte mare expoziția. Din păcate am telefonul la mine, am uitat camera acasă, așa că o să fie cam nasol cu sunetul și cu claritatea. Îmi pare rău, dar na, astea sunt condițiile. Aici, în partea dreaptă, o să încep cu palmipedele, pentru că astea sunt primele, cele mai la vedere. Avem aici niște gâște crețe. Hai, ce gălăgie fac. Foarte frumoase. Mai departe, rațe indiene alergătoare, ca feniu alb bălțat culoarea, din care mai am și o pereche de dat. Foarte, foarte faine. Un roțoi de 96 de puncte, incredibil. Foarte frumos. 95 de puncte, rață. Altă rață. O să încerc să mă opresc mai mult la cei cu punctaj mai mare, pentru că n-are sens să iau toate exemplarele la rând. Rățoi de 95 de puncte. Aici câteva boxe goale. Rațe lăsești, diferite culori. Asta. 96 de puncte, rățoi, superb, chiar superb. Iar un rățoi. Mare este, imens. Superb. Bun, trecem mai departe. Încă o rață leșească. Și începem aici la Rowan. Superbe. Sper să se audă bine, îmi pare rău că na, o să se audă. Au început toate să facă gălăgie. O să se audă destul de aiurea, pentru că o să capteze toate sunetele, na, nu o să fie la fel ca și cu un microfon, dar asta este, n-am ce să fac. O să o filmez cum pot. Nu știu cât se văd pe imagine, pe videoclip, dar sunt foarte, foarte mari rațele astea. Sunt o rasă de carne, aici o rasă de 96 de puncte, superbă. Smarald. Aici un rățoi. Din păcate nu se vede cum trebuie. Sunt negre verzui, foarte frumoase. Ai, din aici rață de pitică olandeză. Ia să vedem ce mai e pe aici.
superbă rața. Și ăsta e răsoiul. Se frate Orpington galbene, la fel superbe. Aici răsoi, la mijloc și aici altă rață. Foarte faine. Aici câteva exemplare, mă rog, acolo în stânga, s-a început astea, gâște autosexabile românești. Sunt destul de agitat, o să le las. Aici este o gâscă alsaciană, bălțată, foarte frumoasă astea. Sunt destul de stresate, o să le las în pace. Trec mai fugitiv pe aici. Și aici la pitice olandeze vreau să insist un pic mai mult, pentru că astea îmi plac foarte mult, doar că le urăsc pentru că sunt gălăgioase. Maxim un rățoi mi-aș lua. Dar rațele sunt insuportabile. Aici am un rățoi interesant. Da, sunt foarte frumoase, diferite culori. Dar sunt foarte gălăgioase și asta mă enervează la culme. În schimb sunt niște mame incredibile. Majoritatea le folosesc pe post de doici. Trecem mai departe la capitolul păsări. O să filmez în videoclipul ăsta păsările de talie mare și în alt videoclip găinile, de fapt, nu păsările, na. Găinile de talie mare și în alt videoclip găinile de talie mai mică. Pentru că nu o să am cum să le cuprind pe toate. Avem aici o găină de Brahma Herminat închis. Aici la fel. E un rând întreg numai cu Brahma, 2-3 rânduri sunt bine cu Brahma. O să mă opresc la fel, la cele mai notabile. O să încerc să merg destul de încet ca să nu broiez imaginea mai mult decât este. Bun, aici avem o găină de 95 de puncte. Superbă. Chiar foarte frumoasă găina. Și gândiți-vă că e concurență destul de mare, totuși suntem la naționale, nu mai suntem la niște expoziții județene, provinciale. E concurență mult mai mare aici. 90 de puncte. Aici am cocoș de 95. Superb. Ce poziție are, doamne, e incredibil cocoșul. Volum, e genial. Bun. Asta e și mai mare. Da, 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 e ce are aici. Dar nu pot să-l filmez, din păcate. La creastă e o problemă. Scrie și în cerințe. Deci, ca să înțelegeți, avantajele păsării sunt scrise aici, cerințele, adică defectele, adică, mă rog, defectele sunt dedesubt și cerințele sunt notate aici de către arbitrii. Da, trebuie să mă mișc un pic mai repede pentru că o să lungesc videoclipul extrem de tare altfel. Foarte mulți cocoși. Neașteptat de mulți cocoși. Am zis că o să fie mai multe găini totuși. În ce fel stă asta?
foarte amuzant. Bun, și s-a terminat cu herminatul închis. Mergem la albastru, la găini. Ia să vedem. Da, la Brahma stăm destul de bine, zic eu, la nivel de țară. Cam tot românul are Brahma. Bine, vă dați seama, mai puțin care au păsări de expoziție, dar totuși suntem destul de bine la Brahme. Aici o găinușă de 95 de puncte. Așa, da, asta e bombă. Mamă, ce bine arată găina. Da, nu știu, sper să mă auziți, ok? Eu încerc să vorbesc cât de tare pot și cât de aproape de telefon. Așa, și acum trecem la cocoș. Avem 3 cocoși aici, 4. Super. Și ceva boxe goale. După care urmează negru. Brahma negru. Dar nu stă, hai tu. 93 de puncte, 94 de puncte, dar stă cu spatele. Tot 94 de puncte. Foarte frumoasă găină asta. Cocoș. Și mergem mai departe la Brahma Puternichiu. Unde sunt foarte multe. 93 de puncte, 91, 95. Superbă găina asta. Pare rău că n-am camera, s-ar fi văzut mult mai bine, dar nu, asta e. ...93, 94. Bine, super. 93 96. Mamă mea, cum arată găina asta. Impecabil. Genială, genială găina asta. ...95 de puncte. Sunt multe acum, na, fiecare e deosebit în fel ei. ...94 de puncte. Nu mă bag în seamă. Cocoș. Cocoș de 95 de puncte. Nici nu-mi intră în cadru. E imens. 93, 92, 190. Am zis că o să mă ciupesc. Eram fer convins că o să dea cu ciocul. Silver Orange. Aia era de 94, asta e de 95. Bombă și asta. Dar nu se vede, din păcate, pe telefon cum trebuie. Mor de ciudă. 94 de puncte. 94 cocoșul. Și arată cocoșul pe Silver Orange. Mai avem câteva găini de herminat închis. Și cam asta a fost cu partea asta. Bun, mai departe. Columbia pe albastru. Galben, albastru, mă rog. Cocoș de 94 de puncte.
aici deja trecem la galben negru. 93 de puncte. 95 de puncte. Foarte frumoasă găina. Superb încălțătura îngrijită, foarte frumoasă. Penajul îngrijit. E o găină incredibilă. Și asta e frumoasă, numai că e cam deschisă la penaj. 96 de puncte. Dar nu stăia cum trebuie, din păcate. Așa. Ia uitați-vă ce poziție are. E genială găină. Ăștia nu prea se văd aici, din păcate. 95 de puncte, cocoșul superb. E cam mascat aici, păcat, că merită mai mult. Poturnichiul pe albastru, câteva păsări. Ăsta e un terminat închis care e aici. Poturnichiul pe albastru de 94 de puncte, și găina. 95 de puncte. Ce faci, băi? Te scarpini? La fel, iar potărnicul pe negru, câteva exemplare. Mai departe, herminat deschis. Chiar două rânduri întregi de herminat deschis. Aici chiar mă opresc numai la cele mai importante, de 94, 95, 96 de puncte. Superbă găina, 94 de puncte. 94. Ce intens e negru pe superbă găina. 96 de puncte. Ăsta doarme. Cocoș de 94. Cinci de puncte. Foarte, foarte, foarte frumos cocoș. Super. Aici avem cocoș de 96. Băi. Se ridică, din păcate. Hai mă sus.
în picioare să te văd. Ia uitați-vă aici ce cocoș frumos. E minunat. Iar coș de 96 de puncte. Hai sus. Hai mă sus. Hai. Hai mă. Dar nu vrea să se ridice. Poziție superbă, la fel, Indita mai cocoș, dar nu vrea să se ridice. Încă câteva găinușe pe Columbia, Columbia galben albastru. Găină superbă de 95 de puncte. Foarte faină, numai că stai acum creștită. Și Fermina deschis alb-albastru. 95 de puncte, superbă pasăre. Foarte frumoasă. De puncte Herminat deschis alb-negru. Asta stă la scăldat, n-are nicio treabă. Încă una de 95 de puncte. Herminat deschis cred că e cea mai răspândită culoare în România, sau printre cele mai răspândite. Foarte frumos pasăre. 96 de puncte, incredibil. E bombă tare pasărea asta. Când ziceam că chiar voiam să zic că e cea mai frumoasă găină pe care am văzut-o, tocmai am văzut bijuteria asta. 97 de puncte, până acum e prima pasăre care a primit 97 de puncte. E foarte, foarte greu să primești asemenea punctaj. Deci trebuie să fie aproape perfectă. E superbă, 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 deci e impecabilă. Felicitări crescătorului. 97 de puncte. Felicitări, dar o pasăre superbă din toate punctele de vedere. Foarte greu să ții niște păsări frumoase pentru expoziție. E o muncă destul de mare în spate, așa că e de apreciat fiecare pasăre care ajunge aici. Sincer, ar merita să mă opresc la fiecare pasăre în parte, doar că ar dura o veșnicie. 95 de puncte, la fel foarte frumoasă. Nu mai bate așa bine lumina aici, din păcate. La fel 96 de puncte. Ce faci, Tudor? Bună dimineața! Ia să te vedem și pe tine. La fel. Superbă. Exact ce spuneam la Brahma, chiar avem păsări de calitate. 95 de puncte. 94 de puncte. Și trecem la Cochinchina galben uriaș. Alegem 94. Frumos cocoș. Chiar frumos. Aici o minunăție. Cochin albastru, superbă pasăre, incredibilă. 95 de puncte. E bestială. Îmi place maxim cum arată. 70 la cochin foarte bun. 96 de puncte găină, cochin negru-alb-obat, uriaș, talia uriașă, superbă pasăre, impecabilă. Uitați-vă aici ce formă are. Și încă o chestie la talia
mare, atât brahmă cât și copii și, mă rog, alte rase sunt mult mai greu de adus la o formă perfectă decât cele de talie pitică. Pentru că au nevoie de foraj mai calitativ și așa mai departe. Superb. Trei de puncte. 94 de puncte. 4 de puncte. Aici avem copii în China, barat uriaș, 3 păsări și mai sunt și 2 pe negru. Mergem mai departe. Ah, mai sunt pe negru. Am crezut că mai sunt câteva de brahma pe aici. 92 de puncte. 95 de puncte. Asta da, poate. Super. Da, bate lumina foarte aiure aici. Cocoș. Cochin pe negru. La fel. E imens. De puncte, 94 de puncte și 95 de puncte, terminat deschis, alb-albastru. Mă rog, Columbia, alb-albastru. De fapt, așa este corect. Aici niște păsări foarte interesante, Sumatra, pe negru. Dar o să filmez cocoșii ăștia doi. Și da, o să filmez după aceea partea cealaltă de găini. Trecem la combatant indian, diferite culori. Foarte faină. Inușa 94 de puncte, cocoș 92 de puncte, Inușa 95 de puncte. Interesantă. Patru de puncte. 94, 95 cocoș. Bombă cocoș. Ce-i cu tine tu? Ce-i ăsta? Combatant de ASEL. 94 de puncte. Culoarea porțelan, încă una, 93 de puncte, cam mult alb, încă una 94, de 95 de puncte cocoș, super. Depășeau de puncte. Nu. Dacă îți dă o cerință, dar nu altceva. 95 de puncte. 94. Nu, că nu-i grav, mă. Nu-i. 94.
95. Ce mă? Australorp 94 de puncte cocoș. E bestial și ăsta. De puncte 95. Ia uitați aici, voluminos. Super. 94. De puncte. Super. Orpington. Hai mă. Diferite culori, nu o să mai zic acum fiecare culoare, asta e porțelanul. Mă opresc unde chiar e ceva mai wow. 94 de puncte cocoș, superb. Negru auriu bordurat. Super, cocoșul, incredibil. Și voluminos. Și oricum tonul la fel, o rasă destul de veche și foarte îndrăgită de crescători, mai ales de cei de talie mare, care țin păsă de talie mare. Inclusiv eu le îndrăgesc foarte tare. Niște păsări foarte impunătoare, mari, masive, superbe. 95 de puncte găina, oricum tom negru. 94 de puncte. Și aici trecem la Sumatra neagră. Bun, pe partea asta avem Plymouth Rock Barat. Nu o să mai vin în partea asta să filmez, pentru că oricum nu se va vedea. Se trec așa chiar fugitiv. Nu se va vedea exact cum trebuie și na, asta e. Eu l-am admirat așa încet pe fiecare, m-am uitat, dar pe cameră nu o să se vadă în partea asta. Cocoș de 95 de puncte, superb. Iar o rasă mixtă, carne ouă, superbă, păsările sunt foarte superbe, mai ales cocoșii. Uitați-vă, nu știu dacă se vede foarte bine pe cameră. Uitați-vă cât de frumos se vede penajul pe ei. Deci sunt incredibile păsările. Deja am jumătate de oră de când filmez și mai am încă două rânduri la cele de talie mare. Australor pe albastru. Uitați, cocoși de 95 de puncte. Ce formă au, Dumnezeule, sunt genial. 94 de puncte. Uitați-vă ce masiv este. Găini pe albastru. Restul pe negru. 94 de puncte. 95. Alt cocoș. New Hampshire pe negru,
Sunt ceva păsărelești din New Hampshire. 95 de puncte. 94. 94, 94. 94. Cocoș de 95. Sussex. Ia uite, ați cocoși de 95 de puncte. Foarte frumos. Hai mă. Mai sunt, iară, limutul, Sussex și mare ăsta, gigant. Limut roc alb. Și câteva de Plymouth Barat. La fel nu se vede atât de bine pe partea asta. Să trec mai fugitiv. Și viandotul, cred că e ultima boxă cu păsări de talie mare. Viandot albastru bucurat. I-am dat argintiu, culoarea clasică, 94 de puncte, 94 de puncte, 95 de puncte, o găină bestială, superbă, mi-a plăcut din prima când am văzut-o, deci chiar mi-a sărit în ochi, foarte frumoasă găină. La fel și viandotul e destul de răspândit, mai ales cel argintiu. Încă o găină foarte frumoasă, voluminoasă, hai tu! Superbă pasăre! La fel și asta e foarte frumoasă. Asta îmi place maxim. 95 de puncte, dar este ce trebuie, super. Am greșit, mai sunt și italienele, dar alea nu le mai încadrez aici. Le las pe partea aia deja la pitice. Viandot Barat. ...95 de puncte. Frumos și viandotul Barat. Viandot Negru. 94-95 de puncte. Foarte frumos cocoși. Avem și ceva Rhode Island. Găină superbă, 95 de puncte. E incredibilă găină. Foarte frumos. Cocoși, 95 de puncte. Hai mă. Băi. Foarte frumos.
superb, foarte bine îngrijit. 96 de puncte, ia uitați pe ăsta, e și mai bombă. Superb, cocoș. Superb, superb. Capres negru. Asta unul singur mai am și l-am vândut. E vândut. Pardon. Hai să vă arăt ceva, dacă tot suntem mai... Pierdem timpul. Maranz. Negru, rămâne. Am un prieten care are 4. Într-adevăr, fac o cocoajă foarte așa de... Avem aici un cocoș. Aici avem un gulaș de Transilvania. Alb. Sunt avem un prieten. Frumoasă de mișele. 93 de puncte. 94 de puncte. Nu stai cu cocoșul ăsta. 93 de puncte. 94. 94. 95. 92 de puncte. Dar ăsta era probabil mult mai bun, dar are bănuții cam șupuliți. Aici câteva boxe goale. Iarăși gurgolaș, alte culori. Albastru. Pe negru mai sunt astea 5 păsări, tot ale lui. Și mai avem ceva viandot. Foarte faine și ele. 93 de puncte cu coșul. 95 găina asta pe galben. 94 ăsta. 94, 93. 94. La fel, 94. Foarte frumoasă. O culoare destul de complicată pentru că aruncă mai multe culori la puricior. E greu să mergi pe culorile astea. 95 de puncte. Superbă pasăre. Superbă, superbă. Ce delicată e, ce finuță e găina. E incredibil. Super. 94. 94. Și e un cocoș de 94. Calitative. Calitative pasările. Cam asta a fost videoclipul din prima parte. Foarte lung. 43 de minute până acum. Mulțumesc dacă ați avut răbdare să urmăriți până aici. O să încep celelalte videoclipuri din expoziție. Vă las și ne vedem în următorul videoclip.